Mă aflu lângă ruinele unei biserici, într-un loc uitat de lume, în mijlocul câmpiei, într-un loc greu accesibil, unde nu sunt nimic altceva decât boscheți crescuți în jurul bisericii, astfel încât cu greu reușești să ajungi la zidurile ei, de-abia se mai văd, doar partea de sus se vede de la distanță și îți poți da seama că aici a fost cândva o biserică. Dar locul acesta trist este înveselit de cântecul păsărelor care se bucură de faptul că în jurul bisericii au crescut deja pomi și au unde să stea să se bucure. Însă imaginea aceasta dezolantă ne vorbește despre ceea ce se întâmplă în viața unui om atunci când nu are Scriptura la bază. Atunci când lasă praful pe Scriptură și nu o deschide, nu doar să o citească, ci să o studieze. De aceea, cum spuneam și în videoclipul trecut, avem nevoie de niște reguli clare care să ne ajute în studiul Scripturii. Cea de-a doua regulă despre care vorbim este regula toată Scriptura. Toată Scriptura este necesară și poate să fie înțeleasă printr-o cercetare și aplicare atentă. Versetul biblic care stă la baza acestui principiu se află în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 15 la 17. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Mulți dintre noi au în portofelul lor un permis de conducere auto. Ca să obțină acest permis, a fost nevoie să treacă printr-un examen cuprins din două faze, o parte teoretică și o parte practică. Ai nevoie să treci de ambele faze ca să poți obține permisul. Nu este suficient să cunoști partea teoretică. Dacă pici la una dintre faze, nu vei putea obține permisul. De ce spun lucrul acesta? De exemplu, ca să cunoști pentru a lua examenul de conducere, ai nevoie să studiezi legislația auto. Dacă citești doar 3, 4, 5, 10 pagini din întreaga legislație, nu poți să spui că cunoști tot ceea ce spune legislația cu privire la modul în care se conduce un autovehicul pe străzile din România. De aceea ai nevoie să studiezi întreaga legislație. Tot la fel se întâmplă și cu Sfânta Scriptură. Nu știu de ce unii consideră că dacă iau un anumit pasaj din Sfânta Scriptură, pot spune, iată ce învață Sfânta Scriptură despre subiectul respectiv. Biblia este un întreg și ea trebuie studiată ca un întreg. Adică tot ceea ce a spus Sfânta Scriptură cu privire la acel subiect trebuie studiat, trebuie văzut. De aceea ne ajută concordanțele. Concordanțele nu fac altceva decât să structureze toate versetele sau majoritatea versetelor care fac referire la un anumit cuvânt. Astăzi, având tehnologia, ne ajută foarte mult să avem un studiu mult mai ușor și mult mai eficient. Printr-o simplă căutare într-o aplicație mobilă sau de web de Biblie, putem să aflăm toate versetele care conțin un anumit cuvânt. Astfel, putem să aflăm tot ce spune Biblia despre subiecte precum păcat, neprihănire, viața de apoi, da, sau viața de după moarte, viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu, cerul și așa mai departe, subiecte care sunt de interes pentru noi și Biblia le prezintă. De aceea, atunci când facem un studiu, este important să vedem tot ce spune Sfânta Scriptură cu privire la acel lucru. Un alt lucru pe care îl învățăm din acest principiu este acela că Scriptura poate să fie înțeleasă. Adică făgăduința lui Dumnezeu este că El ne-a dat cuvântul pentru ca să-L putem studia și să-L putem înțelege. A spune că noi nu putem studia Scriptura
și nu o putem înțelege, este de fapt nimic altceva decât a-L contrazice pe Dumnezeu, care ne spune că noi putem să studiem Sfânta Scriptură și putem să o înțelegem. Pentru că făgăduința biblică spune așa: căutați-mă și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. De aceea e nevoie de o căutare cu toată inima, de o cercetare profundă din tot sufletul. Și atunci adevărul ne va fi descoperit. Deci, toată Scriptura este necesară și poate să fie înțeleasă printr-o cercetare și aplicare atentă.